Vali, care este atmosfera la Lot înainte acestui meci decisiv cu Danemarca? Da, eu mă simt foarte bine aici, ați văzut și voi, cred că și cu băieții ne înțelegem foarte bine, suntem foarte motivați, pentru că, clar, e un meci foarte decisiv și o atmosferă plăcută, dar și în același timp suntem serioși. 2 ore dimineața, 2 ore la antrenamentul de seară, încercăm să ne facem treaba cât mai bine și să respectăm tot ce ne spune mister. Cum ai caracterizat tu familia Under 21? Păi ai spus tu, chiar e o familie, suntem un grup incredibil, o familie, parcă ne cunoaștem de o viață pur și simplu, toți suntem unul pentru celălalt aici. Pe câte posturi ai jucat până acum în carieră și care e până la urmă postul tău preferat? Da, eu la Dinamo jucam stânga, după cum știți, în dreapta și atacant. Acum la CFR la fel, am 3 posturi în care pot să joc, adică pot să dau randament. Atacant stânga, atacant central și atacant dreapta. Acum unde a fost nevoie, acolo am încercat să-mi fac treaba. Danemarca vine în România deja calificată la Euro. E, crezi că un avantaj sau din potrivă? Ei o să joace foarte relaxat, părerea mea. Adică nu au niciun stres, sincer, și o să joace fără nicio treabă. Adică noi trebuie să ne facem foarte bine treaba. Noi trebuie să... E clar că e meci decisiv ăsta, nu mai trebuie să ne gândim la nimic. Trebuie doar să jucăm și să câștigăm și să facem fericită țara întreagă. Cum ai trăit vara trecută meciurile de la Euro 2019, ținând cont că acum vei putea fi și tu acolo, ai o șansă să fii prezent și tu la un Euro? Atunci chiar eram în cantonament cu CFR-ul și mi-aduc aminte că ne uitam pe un proiector din ăsta foarte mare și de acolo era foarte incredibil, dar mă gândeam la băieți ce... Cât de fericiți au putut să ne facă atunci, a fost ceva fenomenal. Vrei să repeți și tu aceeași experiență anul viitor? Ăsta e un vis. De când eram mic, mă tot gândeam în fiecare zi la asta și... Sincer, nici acum nu vine să cred că sunt aici la un meci decisiv pentru calificarea la Euro. Cum ai descrie într-un cuvânt o posibilă calificare la Euro? Vis. Îți propun și un exercițiu de imaginație. Marchez cu Danemarca, la cine va ajunge tricoul tău? O să-l țin eu, 100%. O să-l păstrez. Numai pentru mine. E o amintire mare pentru mine asta. Și o să marchez părerea mea. Un mesaj pentru toți suporterii care și-ar dori să fie alături de voi pe stadion, dar din păcate nu pot. Știu că o să se uite o țară întreagă la noi, asta e clar, e un meci decisiv și o să jucăm și pentru ei și o să le dăm și din motivația noastră și lor și ei din motivația lor să ne dea nouă, să simțim asta și să mergem unde ne propunem. Ce eforturi ai făcut ca să ajungi fotbalist? Când eram mic făceam naveta, acum când mă gândesc, nici nu-mi vine să cred, atunci eram copil, nu-mi dădeam seama. Făceam naveta cu trenul, plecam dimineața la 5-6, la 8-9 aveam antrenament, după aia terminam antrenamentul, mergeam la școală și după aceea acasă. O zi întreb, 10 ore cât pierdeai așa cu totul? Da. Să te întorceai acasă? Păi la 12 aveam tren, ajungeam pe la 1:30, cam așa. După aceea mergeam la școală până la 6 și seara acasă din nou. Mă culcam și o luam de la capăt. Vrei să ajungi cel mai cunoscut fotbalist din Videle? Sincer, scuz modestia, dar cred că sunt cel mai cunoscut fotbalist din Videle. Eu și cu încă un băiat, Răzvan Ducan, de la FCSB. Asta mă motivează, asta m-a motivat de când eram mic, de asta și am ajuns probabil așa și sunt cum sunt, modest, dar asta mă motivează în fiecare zi, vreau să fiu cel mai bun în fiecare zi. Prima pereche de ghete când ai avut? De ghete profesionale sau? Profesionale, fotbaliste. Profesioniste. Nu mai mi-aduc aminte. Pe la... Când am semnat cu Dinamo prima dată, mi-a făcut impresarul meu cadou o pereche de ghete. Și până atunci, cum ai putut juca fotbal? Da, aveam, mai împrumutau alții, mai... Așa era atunci. Care este visul tău în fotbal? Să ajung cât mai sus, adică am 22 de ani, nu mai sunt chiar așa de tânăr, dar încerc să ajung cât mai sus, cât pot să trag, cât pot și să nu mă opresc niciodată. Adică să încerc să visez mereu, pentru că asta nu costă nimic. Asta e părerea mea. Unde visează Costache să ajungă? În Anglia. La o echipă din Anglia, nu contează.
Manchester United, Manchester City, Liverpool. Îți dai niște exemple. Aston Villa. De ce îți place Aston Villa? Pentru că acolo îmi place stilul lor, îmi place că muncesc, sunt foarte organizați și cred că m-aș potrivi, nu știu. Mi-ar veni bine acest stil. Cu ce atacant din zilele de astea asemeni? Îmi place mult Marcus Rashford. Îmi place foarte mult și îl urmăresc. Și îmi place foarte, foarte mult de el. Îl admir. Ai vrea să joci cu el sau contra lui? Contra lui.